care se aventurează să pescuiască la copcă acum riscă mult. Salvatorii insistă ca pescarii să renunțe la pasiune pentru că gheața este subțire. Pericolul prăbușirii este iminent, afirmă pompierii, aducând drept dovadă cazul de la Ghidighici, unde un tânăr de 21 de ani a ajuns sub gheață, dar a avut noroc și a scăpat cu viața. Zeci de iubitori de pescuit la copcă s-au împrăștiat pe lacul Ghidighici și abia înghețat, asta chiar dacă recent un pescar de 21 de ani a fost salvat de la nec când s-a prăbușit sub podul de gheață subțire pe același lac. Acest pescar a ieșit de pe lacul semi-înghețat imediat ce s-a apropiat o echipă de salvatori. Termometrul indica 11 grade, dar nici gheața fragilă nu îl sperie pe bărbat. El zice că evită să avanseze prea mult pe lac. Da, păi, mai. Mă tăcăi, mă trăuște. Скользко, очень скользко. Не боитесь выйти на лед в такую погоду? А что бояться? Не захожу, что там глубоко, так, глубина. Если что-то... Ноги сполоснем, да и все. Un alt pescar încerca să ne convingă că grosimea gheții este una suficientă. Aici prima gheață, aici s-au pus 5-6 cm. Și încă și o mări să dăm. Ia că puteți, băie, că pun mâna într-o bord, că așa e. Cât are aici? 12, 13. Dacă te duci mai la adânc, da, acolo poți scazi. Mai la adânc asta unde ar însemna? Eu am vedere... La șaibă, spune, da. E ca așa, mai tine pe la șaibă, ce gata acolo se vede. Da. Acolo apa e 4 metri. Da. Ce instrumente aveți ca să fiți siguri atunci când ieșiți pe gheață? Că s-ar părea că e suficient de... Nu, e ca mulți vin, da, eu, pinoplasturi mari, dacă chic ceva. Acest bărbat a văzut că gheața este subțire și a renunțat la pescuit. Chiar dacă susține că nu a înaintat prea mult de la mal, situația era de fapt alta. Pescuiți acum aici? A vrut de pe mal, dar nu s-a primit. De ce ați venit până încoace? Îi cunosc cu băiatul. E subțirică gheața, nu? Da, da, da. Asta nici nu m-am dus mai departe. Dar și aici e suficient de departe, nu? Poftim? Aici tot e suficient de departe. E pe un metru numai. Într-o altă echipă de pescare am întâlnit și o femeie. Conștientă de pericol, aceasta ne-a spus că merge mereu echipată corespunzător. Получаю удовольствие, потому что считаю, что зимняя рыбалка – это самое то. Муж занимается, и я тоже самое. Слышали, что вчера здесь один... Слышали, да, слышали. Но мы далеко не ходим здесь. И тонкий лед в такую погоду? Нет, нет. Но уже, наверное, может быть и последний раз сегодня. Потому что уже нехорошо. И у нас есть с собой веревка, раз. Во-вторых, он идет пешней, проверяет качество льда. Потому что там есть определенное, сколько ударов уже нельзя идти. То есть если один удар и пробивается, уже идти нельзя. Пока что рискуем, но умно. Пасничий лакули Ghidighici spun că pescarii ies pe propria răspundere pe lacul abia înghețat, deși sunt preîntâmpinați despre faptul că gheața nu este sigură. Păi preîntâmpinați că gheața e subțire, să nu se urce. Le spuneți noi, ceva? Nu le spunem, dar noi 50 metri la dambă și încolo fac și abia noi nu răspundem. Salvatorii atenționează că în perioada când temperaturile oscilează între plus și minus, aflarea pe stratul de gheață prezintă pericol pentru viață. Pescarii sunt îndemnați să evite pescuitul la copcă sau mersul pe bazinele acvatice, întrucât grosimea gheții nu depășește 8 cm. Pentru ca aflarea pe gheața lacurilor să nu prezinte pericol, temperatura aerului trebuie să înregistreze valori negative mai multe zile consecutiv. O atenție sporită este acordată minorilor, în special în perioada vacanței de iarnă. Adulții sunt îndemnați să-i monitorizeze strict și să nu le permită jocul în preajma bazinelor acvatice și pe podul de gheață. Pentru mâine, maximele termice pe timp de zi vor indica 10 grade și minus 1 grad pe timp de noapte. În următoarele zile, vremea se va răci și vom avea 2 grade pe timp de zi.